După data de 15 noiembrie, când va avea loc rectificarea bugetară, Ministerul Agriculturii speră să obțină bani pentru a plăti mai multe ajutoare către fermieri. Printre acestea, MADR solicită bani pentru plata ajutorului de stat la motorina achiziționată și utilizată în agricultură în trimestrul 2, pentru plățile regulare, apia, dar și pentru despăgubiri la culturile de primăvară afectate de secetă. Este anunțul important făcut de ministrul Oros în studioul AgroTV. Demnitarul a confirmat că Ministerul de Finanțe poate susține aceste ajutoare, iar prioritatea numărul 1 la rectificare este suma destinată de spăgubirilor pentru secetă. Aici este vorba de suma cea mai mare. În altă ordine de idei, Oros a precizat că ar mai avea nevoie de încă 100 de milioane pentru toate lucrările preconizate de ANIF, cheltuieli legate inclusiv de programul Apă Gratis.